care va să zică dumneata Leanca, văduva, comerșantă de băuturi spiritoase? La hanul dracului. Știu. Lasă-mă să te întreb. Plătim licența de un judecător. Olă! Tăcere! E păcat pentru mine de un judecător. Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică dumneata Leanca, văduva, comerșantă de băuturi spiritoase, ce pretinzi de la prevenitul Iancu Zugravu? Eu, domn judecător, să trăi sărmâna. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o bucățică de pâine. De-aia și pusesem de gând de la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânci o bucățică de pâine și nu ne mai dă mâna să plătim licența. Licența o plătește Domitică. Domitică? Să fie al dracului, care minte? Tăcere! Nimeni n-are voie să vorbească nici până nu-l întreb eu. Dacă zice dumneavoastră că Domitică, eu de un judecător să rămână, poși să-i jur că sunt curată la sufletul meu. Puh! Nu despre asta este vorba. Spune cum s-au petrecut lucrurile și reclam de la prevenit. Oh. Eu, domn judecător sărumâna, reclam, pardon, onoarea mea care m-a înjurat și clondirul cu 3 kg mastică prima care venisem tomn atunci cu birgea de la domn Marinescu, bragadirul din piață. Încă chiar domn Tomiță zicea că să-l iau în birge. Pe cine să iei în birge? Clondirul, că zicea. Cine zicea? Domn Toma, se sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător! Te, femeie, ce tot bârâi! Răspunde-le mâine la ce te întreb eu. Ce reclam de-a ta acum de la prevenit? Onoarea mea, care m-a înjurat dumnealui. Pardon, facuți și dreguți și mi-a spart clondirul, că nu vrea să-mi plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și-i păcat. Vine dumnealui gol pușcă și bea până se face tun și pe urmă, dacă am vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sulemenește cu chinoroz și vrea să o tulească și a căzut peste tarabă și s-a făcut praf. Cine s-a făcut praf? Clondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui! Eee! Ce pretinzi? Onoarea mea, domn judecător, și 3 kg mastică prima. Bine, șezi și taci. Care vine dumnealui? Taci. Tac, da! Taci odată! Am tăcut. Iancu Zugravu, ce ai vrea să răspunzi la pretențiile reclamantii? Eu, domnule judecător, dumneai zice, pardon, iar ai venit, mă, porcule. Oh. Că dumneai n-are niciun fel de politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic că, dacă domn Mitică... Cine e domn Mitică? Domn judecător, uite-l să rămână, așa cum e beat. Taci! Nu te trebuie la ta. Cine e domn Mitică? Domn Mitică? Nu-l cunoști pe domn Mitică? Al dracului, domn Mitică. Vorbește serios! Cine-i Domitică? Care va să zică Domitică la pricepție? Pricep dumneata la acuștica cum vine vorba noastră. Ce are a face Domitică? Păi dacă a plătit licența... Să fie al dracu! Taci! Nu e vorba de licență, e vorba de clondirul cu mastică! A căzut de pe teșghea, domn judecător. Era pe margine. Cine l-a împins? Piazarea, că zicea că cheamă vardiștul. Eu n-am vrut că sunt comersant. Comersant de pii de cloșcă. Taci! Te invit să fii cuvincioasă. Aici nu-i permis să dai cu tifa. Bravo, domn judecător. Ai văzut și dumneavoastră cum și ca ce plamă avei dumneavoastră. Nu-ți permis să fii necuvincios aici, m-ai înțeles? Bravo, domn judecător. Să spui ce comerț învârtește. Taci, că te dau afară. Bravo. Răspunde. Ce comerț faci dumneavoastră? Am fost zugrav de case român, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența străinilor, am deschis tombolă cu obiecte la moși. Dar de chinoroz, cum a venit vorba? Am vrut numai să o sperie, Costric, pardon la fixonomia obrazului. Să mă sperii? N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz? Lasă, păi, ai altă căciulă. Aia a fost la politică. Nu înțelegi, dumneai. Fomeie. Bine, bine, toate bune. De ce vii beat la judecătorie? Dacă aminteri, n-am curaj, domn judecător. Destul! Tribunalul,
Condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei despăgubire civilă și 2 lei cheltuieli de judecată. Da, doi judecători să rămână. Onoarea mea, nereperată, cum rămâne? Las că ți-o reperează Domitica.